Ținem diete din totdeauna și încă sunt trucuri pe care nu le cunoaștem. Facem greșeli, adăugăm calorii și nu avem rezultate. De exemplu, o lingură de ulei are aproximativ 100 de calorii și deseori folosim chiar și mai mult, dar fără să conștientizăm. Descoperim în materialul următor 5 lucruri pe care fiecare dintre noi ar trebui să le știe atunci când își dorește să slăbească. O salată știm să facem cu toții. Am tăiat legumele, am pus ingredientele preferate, dar ce face toată lumea? Toarnă calorii cu sutele. Uleiul înseamnă sute de calorii. O lingură de ulei are 100 de calorii. Așa că trebuie să punem în salată uleiul cu lingură. Iar uleiul nu este singurul ingredient care poate transforma salata într-un preparat hipercaloric. Specialiștii ne avertizează că și fructele uscate, crochetele, carnea de pui prăjită și sosurile procesate aduc la fel de multe calorii. Al doilea lucru care te poate ajuta atunci când ești la dietă este să mănânci cartofii reci. Deși suntem tentați și obișnuiți să-i mâncăm calzi, să știți că putem să le scadem indicele glicemic doar dacă îi mâncăm reci. Cartofii conțin amidon. În momentul în care ei sunt reci, amidonul se transformă într-un amidon rezistent și indicele glicemic scade. De asemenea, amidonul rece te ajută să te simți sătul mai mult timp. Al treilea lucru pe care te sfătuiesc să-l faci atunci când ești la dietă este să mănânci pastele al dente. În felul acesta scazi indicele glicemic. Pentru asta, tot ce trebuie să faci este să respecti timpul inscripționat pe ambalaj. Dacă îți dorești o porție de paste al dente ca la carte, trebuie să știi că este foarte importantă cantitatea de apă pe care o pui la fiert. Italienii folosesc un litru de apă pentru fiecare 100 de grame de paste. În calitate de nutriționist aud tot mai des afirmația mănânc sănătos, dar nu slăbesc. Și vă spun ceva, nu slăbiți, pentru că deși consumăm alimente sănătoase, asta nu înseamnă că sunt mai puțin calorice. De exemplu, 100 de grame de nuci, alune sau migdale au în jur de 600 de calorii. Iar o femeie, ca să slăbească câte un kilogram pe săptămână, trebuie să consume cel mult 1500 de calorii. La domni lucrurile arată puțin mai bine, având voie să ajungă până la 2000 de calorii. Un avocado poate ajunge la 200 și ceva de calorii. Gândiți-vă dacă îl punem într-o salată, unde mai adăugăm și câteva bucățele de brânză telemea, mai punem și uleiul cu sticla, ajungem și depășim ușor, ține-te bine, 8-900 de calorii. Așadar, aveți grijă la cantitate și alături de ce produse îl consumați. Însă nu le eliminați din alimentație, întrucât este bogat în fibre, antioxidanți, vitamine, magneziu, fier, zinc și potasiu. Fructele, alături de legume, deși sunt considerate sursa noastră de micronutrienți, adică de vitamine și minerale, și nu trebuie excluse din alimentație, trebuie să avem grijă la cantitate, pentru că ele se mănâncă cu porția pe post de desert. De ce? Pentru că ele conțin fructoză. Și deși fructoza nu ne modifică nivelul glicemiei, asta nu înseamnă că nu ne îngrașă. Și la final, o surpriză la care puțin dintre voi vă așteptați. Și ultimul lucru pe care te sfătuiesc să-l faci, pentru că, din punctul meu de vedere, niciun aliment nu este interzis, atâta timp cât avem grijă la cantitate și la cât de des îl mâncăm. Uite, de exemplu, dacă ai poftă de chipsuri, o poți face fără grijă, atâta timp cât respecti cantitatea, și anume 30 de grame.